Bine ați venit la știu astăzi împreună cu... Astăzi o să ne jucăm ceva așa de suflet, așa, l-am găsit pe net, ok? Țin minte că îl jucam când eram mic, mi-a spus voi să-l joc, de altfel am văzut peste tot în comentarii, am văzut peste tot! Postează mai des și pe lângă postează mai des am văzut și postează asta mai exact. Și aparent e o întreagă serie cu un fel de joc cu stigme în care știu că îmi plăcea foarte mult, dar habar n-am mai băgat o groază de alte mini task-uri în ele, așa că vreau să le joc. Acum! Tocmai am scuipat pe toată masă și pe găină. Băi, să vezi tu când a picat, când gen a avut așa sunete de durere, că s-a lovit cu capul de masă. Nu mi-a venit pasă de tine. Da, mă. Jocuri de căcat cu alpaca, Legion. Troll Quest, varianta cu YouTube, pentru că mă gândeam că mai sutabilă decât atâta nu poate fi, zic și eu. Exact. Nu știu, deci, pe bune, nu m-am uitat în viața mea la nimeni. Cred că m-am uitat odată la Jacksepticeye sau ceva când a jucat căcatul ăsta. Nu mai știu și nu era varianta cu YouTube oricum, era tot Troll Quest, nu știu. Știu că sunt multe joculețe, dar specific ăsta l-am primit în comentarii de miliarde de... Nici chiar miliarde, poate milioane, ne, poate mii. Sigur, mii, sigur am primit. Dar n-am idee mai exact cu ce e și știți cum reacționezi la căcaturile astea. Nu suport, ok? Nu suport să mă enerveze ceva. Ai, troll... A, chiar e pe YouTube! Ești de bun? Ok. Și nu știu cum funcționează jocurile, adică sunt point and click. Asta e destul de sigur. Ok, m-a tras în pizda măsii și aia a fost, ok. Oh, căcat, e de la cu nivele. Am jucat odată, am încercat să joc chestia aia cu Impossible Games sau ceva și mă crize. Nu înțeleg. Mi se încarcă... Alo! Mi-e frică să apăs încă o dată, să mă apula de nou. Ah! Te-am zis. Stai, asta înseamnă că pierd. Căcăt! Când mă sperii înseamnă că pierd, băgă-mi așa. Deci, ce-ar trebui să fac? Mergi să apăși, oh my god! Mergi să trișezi, practic. Mai știi minte când erai mic, sau în fine, eu cel puțin. Dărei cu mouse-ul peste tot și vrei ce se poate... Mergi să sting ecranul ceva să nu se sperie, știi? Adică... Mergea chestia asta cu tab. Cumva... No, no. Sunt un fucking geniu! Ok. Se fum pumni în gură, păi mi-aș pula în gură. Ai, căcat. Urăsc veverițele din multe motive. Îmi place cum arată, dar când eram mic, una s-a căcat la mine în cap, deci... asta nu e veveriță, rău. E altceva. Păi mi-aș pula în gură ei atunci. Trebuie să le împart egal, dar e una în plus, văd. Nenea? Ce? Ar trebui să mănânc tot eu sau să-i o dau ei? Și acum eu nebunesc și mor? De ce plâng? Dacă mi-a dat mie, nu turba și mă mânca pe mine? Dai, poate merge să încep... Nu, merge... Neapărat trebuie să încep cu ea, fut-o în cur! Mi-a arătat și numărul de click-uri. 68. Bun număr, bun număr. De ce râgui? Nu știu, dar îmi place. Dar nici nu merge să apăsă. Decât la final mă merge... Pot să aleg ordinea și dacă îmi dau mie aia, plânge și ori... Nu! Nu turbează! Uuuu, a făcut fața! Măcar n-a turbat și m-a omorât, deci vezi partea bună. Ai banane, mă, te-ai prins? Te-ai prins, nu? Nokia ceva, n-ai pe aici, Illumia. 3300, asta e Nokia, nu? 3310. Dar fucking greu! Muie. Eu nu înțeleg logica, deci cum câștig mai exact? Că acum tocmai am exploat un blender, înainte trebuia să-l fac fericit pe al meu. Acum nimic care nu era al meu în checatul ăsta. Am zis checatul ăsta. Care e logi? E un WC-ul într-o stație spațială care pare fierb pe podea, deci ești pe o navă, de ce trebuie, de ce mă chinui să înțeleg chestiile astea? A mers? Să mor tu. Eu încerc să te fac să faci ceva util cu viața ta, dar aparent poți să caci. De ce nu poți să te caci? Măi! Am scuipat pe ecran, nu-i aș pula. Cacă-te, băi! Stai, mergi să... Abia... I-am creat de prezervativ pentru o secundă, în fine. Acum poți să te caci. Uite la fața lui!
tu o explicație, găină. Tessie! Tessie, când aude găina, începe să late în toată casa. A, Milei Cirus! Tessie, pula mea, găina, nu-i altceva. Nu înțeleg. Îmi spar zidul cu curul ei, mare și gras. Ceva pe aici. Sunt eu singurul care e foarte prost la jocul ăsta sau gen ar trebui să le ieși? Ce pizda mulia aia? A murit? Acum am pierdut sau? Nu, aparent dacă pică stele din cer, totul e ok. Sunt boschetar, aparent. Dar nu înțeleg de ce nu e același personaj într-una. Continuitatea mă disperă. Poți să arăt ca un handicapat? Bun, ai de pizda pulii mele. Nu trage, te rog frumos, să-mi sub pula singur dacă vrei. Ți-o suc și pe da. Sunt singurul care tocmai și-a băgat capul în... Bă, ați văzut chestia aia? Bă... Stai. E prietenul meu, supărăcio! Bă, puteam să-mi bag capul înapoi să-l scot. A, PewDiePie-ulă. Aparent, e și el pe aici, a? Cum să nu fie? Trebuia să demontez... Ce pula mea... Jocul ăsta mă face să regândesc deciziile în viață. Nu înțeleg ce am făcut, ieri mi-am băgat o șurubență în ureche. Și pe aia am crezut că trebuia să le fac ăsta, de fapt. Hai de pula mea. Asta era ideea că extraterestru pe dedesubt sau ceva gen reptilien, ceva? Sunt bun sau foarte prost la jocul ăsta? Că nu-mi dau seama. Adică pot să fii măcar bun la jocul ăsta? Adică pot să... Ceva... Mă, mereu mă aștept să nu fie fix ce-mi sare nasul. Muci, pot să supli în asta cu muci? Și acum supli muci și... Mă jur. Mereu mă gândesc la orice variantă nu poate fi clicabilă. Fără niciun motiv. Și acum muci. Nu, muci. S-a mort, o că am ghicit! Cred că îi pui mâncare, dău. Ce i-a pus? Prietenul meu bucătăresul. N-am mai uitat cum îl cheamă acum. Gordon Ramsay. Cred că ar trebui să fie el. Așa din aia cu slow-mo. Da, ai văzut că am ghicit aia cu muci? Dacă nu primesc like pentru chestia aia, nu știu pentru ce primesc. Deci, vă rog frumos. Slow-mo. Poți să mă uit la mine slow-mo cum râd. Da! Mai există alte butoane? Pot să râd înainte. Pot să apăs pe pizda pulii. Nu, nu, nu. Oh! Am mers! Tis iar latră. Dacă aude pe ăsta când râde, latră. Dacă mi-aude găina, latră. Acum tocmai a latrat. Uite, Tessie! Tessie! Vedem ce putem face pe aici. Da, asta e România 1-1. M-am prins între ghilimele. Nu m-am prins până acum și m-am prins acum. Complicat de explicat. A zis de Ice Bucket Challenge. Asta e troll tube între ghilimele cu YouTube. Dar mă refer că a băgat și trenduri, să le spun așa. Presupun că nu trebuie să... N-am apăsat pe sporo, m-am apăsat pe pizdă, mâti! N-am zis așa de căcat. Asta e 6, 65. 6-6-6! Ești de bun la cap, acum pot să pun în titlu, gen joc, mi-a omorât familia 6-6-6. Ăsta a fost tot jocul? Da. Și... Da! Nu știu să spun, n-am nicio idee ce mai exact am jucat și nu știu cum am câștigat. Dar dacă v-a plăcut chestia asta și mai vreți să jucăm căcaturi, abar n-am, orice, băgați în comentarii pentru că mereu citesc comentariile. Băgați în comentarii orice joculeț, vreți să-l joc, să nu fie dita mai pule. O să joc și serii de-astea gen mări și grase pentru că ador să joc gen când am jucat. Am jucat și Last of Us și am jucat și toate The Walking Dead-urile și mai departe. Ador jocurile care au story mare și gras. Dar legat de joculețe mici, dacă aveți comentarii specifice gen atât. Un cuvânt, gen Troll Quest 3. Pau! Îl scrie acolo și dacă are multe like-uri căcat, gen toată lumea fiază sau văd multe comentarii de genul, o să-l iau și o să-l joc la viitoare. Și de ce fac gameplay-urile mai exact? E o poveste mult mai tristă decât credeți voi. O să zic cândva de ce. N-are legătură cu mine, are legătură și cu mine, dar nu e vorba strict de mine. E un băiat doc care are o poveste, dar aia puțin ucide și chestii, ok? Și o să vă explic. Și pentru el mai mult fac chestiile astea. Și pentru cei care se uită în general, dar pentru el mi-a venit ideea să fac și content mai
des. Dacă cu asta pot să ajung, măcar cu asta să ajung. În fine. O să vă explic, nu are niciun sens acum. Dar dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, dacă în fine, dacă vreți să primiți și voi un ce să primiți și voi. Dacă vreți să primiți pe Miley Cyrus acasă la voi goală, gen pe o bilă din aia, nu știu dacă intră pe bilă în casă la voi, sau o primiți gen în fața ușii dezbrăcată și tot. Știți Hannah Montana? Puteți să faceți poze, o puneți pe internet, faceți bani dacă e goală, știi? Adică aveți toate posibilitățile. Eu le ofer, voi doar dați like și o primiți. Dacă vreți să faceți parte din legiune, Legiunea pe viață, Alpaca King Out. De fapt, știi chestia aia cu la 3, adică gen 1, 2, 3, Alpaca, știi finalul, nu? Știi. Și unde să folosiți codul PACA pe G2A dacă, în fine, dacă vreți să luați jocuri și e mult mai ieftin. Codul PACA, da? Ok, ok. La 3, ca de obicei. 1, 2, 3, Alpaca King Out.